PSD Brașov își dorește șefia Consiliului Județean Brașov și și-a ales candidatul pentru această funcție. Potrivit datelor apărute pe pagina de Facebook PSD Brașov, partidul îl susține pe fostul prefect al Brașovului, Marian Rasaliu, pentru a fi contracandidatul actualului președinte al Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea. Vreau să vă spun că din momentul acesta ceața așezată peste Partidul Social Democrat de ceva vreme se va ridica. Și de obicei, de fiecare dată când ceața se ridică, apare soarele. Vreau să vă spun că voi începe cu sfârșitul. Această bătălie a noastră va fi câștigată. Mă voi lupta pentru fiecare primar al nostru, pentru fiecare cetățean al județului Brașov, pentru că noi, în sufletul nostru, nu vrem altceva decât binele acestei țări. Uniți pentru Brașov, așa vom fi de acum încolo. Iar eu voi fi instrumentul dumneavoastră. Maria Rasaliu a fost până recent prefect al Brașovului din 2 martie 2017, iar în prezent ocupă funcția de administrator public al Țărneștiului. Rasaliu a fost înlocuit luna trecută din funcția de reprezentant al guvernului în județul Brașov de către Mihai Cătălin Văsi, fost secretar al primăriei Predeal. Bătaie se anunță și pe scaunul de primar al municipiului Brașov. Astfel, dacă va decide să candideze din nou actualul primar, George Scripcaru, din partea PNL, ar urma să aibă următorii contracandidați: Alen Coliban, USR, Gheorghe Ialomițeanu, deocamdată independent, Sorin Susanu, Pro-România, și Lucian Pătrașcu, PSD.